Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem, dragii noștri, despre ce poate fi vorba cu această lectură. Văd că vor să iasă 6 cărți, am să le las pe toate 6. Voi ce mai faceți? Sper că sunteți bine, sănătoși, în primul rând, voioși. La mine aici este o energie debordantă, da, în sensul că eu și fiul meu suntem în vacanță și ne bucurăm de vacanță, adică mergem pe malul mării, ne distrăm de minune, da, facem chiar și plajă, chiar am intrat în apă astăzi și mă simt foarte, foarte bine. Mă simt plină de energie. Sper să vă transmit și vouă din energia aceasta benefică, extraordinară pe care o am. Haideți să vedem, dragii mei, iată ce vă așteaptă pe voi cei care sunteți în cuplu în perioada următoare sau pe voi cei care sunteți singuri și vă doriți altceva pentru viața voastră sau pentru voi cei care sunteți în separare de partener, de parteneră și vreți să știți dacă acesta sau aceasta va reveni în viața dumneavoastră. Hai să vedem despre ce poate fi vorba în această etalare. Da. Iată că prima carte în această citire, dragii mei, vorbește despre o anumită misiune pe care o aveți dumneavoastră alături de partenerul sau de partenera voastră. Da? Iată că a sosit momentul să recunoașteți, da? Să admiteți faptul că într-adevăr sunteți deosebiți și mai ales când sunteți împreună sunteți extraordinari. Reușiți să faceți lucruri împreună pe care alții poate că nu ar reuși. Și se întâmplă acest lucru tocmai datorită faptului că sunteți foarte compatibili, dragii mei, și iată, aveți scopuri comune. Aveți scopuri comune în viața dumneavoastră, ceea ce vă apropie foarte mult, da, și vă face să realizați aceste lucruri extraordinare. Din acest punct de vedere, este posibil ca unii dintre voi, cei care sunteți în cuplu în aceste momente, să fiți și colaboratori într-o anumită activitate sau într-o afacere, ce știu eu, poate că faceți un business împreună și văd că din acest punct de vedere uniunea voastră, da, modul în care veniți să reacționați cu lumea din jurul vostru și o faceți împreună, va avea un impact cât se poate de pozitiv asupra oamenilor din jurul vostru, asupra lumii întregi, de altfel. Și acest lucru, da, modul în care oamenii vă recepționează, vă vede că sunteți împreună și că reușiți să realizați aceste lucruri extraordinare amândoi, felul în care oamenii vă văd, se manifestă ca o adevărată vindecare asupra acestora, da? Adică voi vă manifestați ca o adevărată vindecare pentru lumea înconjurătoare, da? Aveți acest aspect, acest efect binefăcător asupra oamenilor. Da? Oamenii în momentul în care vă privesc și vă văd cât de bine vă împăcați împreună, au siguranța faptului că într-adevăr în lume există bine, da? Și că acest bine se manifestă prin intermediul oamenilor ca voi. Da, din acest punct de vedere, într-adevăr, văd că este bine să vă simțiți măguliți, pentru că chiar așa vă manifestați și chiar așa sunteți în aceste momente. Hai să vedem și următoarea carte, dragii mei. Se pare că sunteți, într-adevăr, o pereche foarte bună, care acționează atât în viața voastră, deci acționați atât în viața voastră cu un mare impact la scară largă, cât și în viața celorlalți oameni din jurul vostru și acest lucru vă împlinește extraordinar de mult. Această carte pur și simplu vine să o împlinească pe cea anterioară. Da? Pentru unii dintre voi care sunteți în separare în aceste momente sau sunteți departe unul de celălalt din anumite motive, să știți că în perioada următoare, iată, așteptarea ia sfârșit și pentru voi
și văd că acest suflet pereche va fi aici, acum, pentru tine. Da? Așteaptă-te ca partenerul tău de vis, sufletul tău pereche, să fie din nou lângă tine, așa cum ți-a promis, cum ți-a promis în urmă cu ceva timp. Da? Și acest partener sau parteneră se pare că revine în viața ta cu scopul tocmai de a te împinge să faci acele lucruri pe care ai spus de atâtea ori că ai vrea să le faci, da? Acest partener sau parteneră are foarte multă încredere în tine și întotdeauna și-a arătat această încredere pe care o are în tine și vrea să-ți dovedească asta, vrea să-ți dovedească faptul că tu, într-adevăr, ești capabil sau capabilă de lucruri mărețe în viața ta, da? Și că poți să le faci, poți să le atingi. Wow, cât de frumos, dragii mei, dar este o etalare extraordinară. A început într-un fel mare și continuă în așa fel. Iată că, prin foarte multă răbdare de care ați dat dovadă pe parcursul timpului, veți ajunge și la acest pas extraordinar pe care vreți să-l faceți în viața dumneavoastră, adică acela al uniunii sfinte dintre voi doi, da? Al căsătoriei. Bineînțeles că asta înseamnă că, într-adevăr, ați atins un anumit nivel în relația dumneavoastră și, într-adevăr, sunteți conștienți sau și conștiente de faptul că, în sfârșit, nu că în sfârșit, de faptul că ați cunoscut prin această persoană care se manifestă în viața dumneavoastră acum, ați cunoscut în sfârșit idealul vostru în dragoste, da? Și că nu aveți ce să așteptați mai bine, mai bun de atât, da? Și iată că luați decizia că vreți să faceți următorul pas în relația dumneavoastră și acest pas este cât se poate de încurajator în privința viitorului vostru, da? Acest pas privește un angajament extraordinar de frumos pe care îl veți lua unul în fața celuilalt. Se pare că foarte multă lume din jurul vostru vă va privi cu atenție în această perioadă, vă va privi cu curiozitate, dar și cu admirație, da? Pentru, exact cum spuneam și mai devreme, pentru tot ceea ce reprezentați pentru acești oameni, pentru exemplul pe care îl dați în lume, prin dragostea voastră, prin forța, prin tăria cu care mergeți înainte, indiferent ce se întâmplă în viața voastră. Și iată că acest eveniment, într-adevăr, va însemna un moment de înalțare și de cotitură în viața dumneavoastră amoroasă și în viața voastră în general. Și iată că următoarea carte, ce poate fi mai frumos decât atât, da? O încununare a succesului vostru în relație și iată că sunteți, într-adevăr, treziți amândoi spre împlinirea scopului vostru personal în această viață, da? Pur și simplu reclamați locul vostru în această lume, da? Și vă ocupați acest loc și din acel moment nimeni și nimic nu va mai putea să vă mai despartă de scopul vostru, de această misiune pe care v-ați luat-o în momentul în care ați venit la această încarnare și pe care sunteți mai mult decât bucuroși sau bucuroase că că o puteți împlini această misiune, da? Sunteți inspirați, da? Vă lăsați inspirați de natură, vă lăsați inspirați de universul din jurul vostru și sunteți extrem de recunoscători și recunoscătoare pentru toate talentele pe care le aveți și pentru toate darurile cu care divinitatea v-a lăsat pe acest pământ, da? Da, într-adevăr, dragii mei, aveți parte de această conștientizare maximă în această perioadă, cum că sunteți pe drumul cel bun, să fie într-un ceas bun. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că această carte vorbește despre anumite probleme, circumstanțe care vă fac să vă treziți într-o situație în care vreți să controlați poate viața voastră sau poate vreți să controlați cealaltă persoană sau poate celălalt sau cealaltă are tendința aceasta să vă controleze pe dumneavoastră prin
prin anumite decizii pe care vrea să le luați sau, nu știu, prin anumite intenții pe care le plasează în viața dumneavoastră, da? Pur și simplu ați vrea să jucați după propriile reguli în această perioadă și vă dați seama că prin comportamentul său în așa fel față de voi, al acestei persoane din viața dumneavoastră, această persoană nu face altceva decât să vă marcheze evoluția, da? Se manifestă provocându-vă această evoluție. Da? Și bineînțeles că această evoluție a dumneavoastră se va manifesta și în sensul unei reacții pe care o veți avea la această nevoie a sa de a controla totul, chiar și modul în care tu ai putea să te manifesti în viața ta. Da? Ei bine, această persoană nu cred că va putea să te controleze la nesfârșit, da? Pentru că și tu ești o ființă adevărată, o ființă conștientă, o ființă care își reclamă, iată, locul său în această lume și mai ales misiunea sa pe acest pământ. Da, hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că prin această carte vedem că unii dintre voi poate că nu vă mai așteptați la anumite evenimente, ca anumite evenimente să se deruleze în viața dumneavoastră, dar iată că totuși acestea se întâmplă, poate chiar cu întârziere pentru unii dintre voi, da? În momentul în care voi nu le mai așteptați, dar iată că acestea vă iau prin surprindere într-un mod cât se poate de plăcut, da? Din acest punct de vedere, repet, aceia dintre voi care nu ați avut parte în această perioadă de prezența persoanei voastre lângă voi sau această persoană din anumite motive s-a manifestat mai rece, mai distantă față de voi, așteptați-vă la miracole, așteptați-vă la un eveniment care să placeze din nou această persoană în mijlocul vieții dumneavoastră amoroase, da? Pentru că, iată, această persoană vine în viața dumneavoastră și este capabilă să schimbe tot cursul existenței dumneavoastră, da? Se pare că o ușă care se închisese până acum se va deschide din nou pentru voi. Hai să fie într-un ceas bun, repet aceleași vorbe, pentru că vă doresc tot binele din lume și sper ca oricare ar fi situația prin care treceți în aceste momente să aibă parte de o rezolvare cât mai fericită pentru voi. Da, și iată că următoarea carte din tarot, dragii mei, este Cinciul de Pentacule. Această carte îmi vorbește în primul rând despre o situație de angoasă prin care poți trece tu sau partenerul tău în aceste momente. Sau partenera ta, da, văd că aveți anumite probleme, anumite provocări din partea vieții în aceste momente. Este posibil să aveți probleme la locul de muncă sau anumite să aveți parte cu anumite de anumite conflicte sau de anumite blocaje, da, în viața dumneavoastră de carieră. Și atunci, da, în mod clar că și viața voastră amoroasă va avea de suferit, da? Dar, pe de altă parte, văd că există aici o persoană care va dori și va putea să vă ajute în acest sens și vă va ajuta, vă va oferi sprijinul său în această perioadă, posibil să fie o persoană dintr-o zodie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn și această persoană oferindu-vă sprijinul pur și simplu vă va scoate din această situație care vă făcea să cădeți într-o mare depresie. Da? Așadar, dacă aveți probleme financiare, să știți că ele se vor rezolva destul de curând. Și următoarea carte, dragii mei, da, iată că veți avea parte de o relansare la nivelul vieții voastre de cupluri, prin prezența acestui as de cupe. Aveți parte de un nou început în iubire, un nou început cât se poate de activator pentru voi, pentru viața voastră în general, da, pentru că văd că prin intervenția destinului în favoarea voastră, da, prin apariția sau reapariția acestei persoane în centrul universului vostru, pur și simplu viața voastră se va schimba cu 180 de grade, da? Adică
veți avea transformări cât se poate de pozitive în toate domeniile vieții voastre, chiar și în cel al carierei. Da. Hai să vedem și următoarea carte, da, iată că avem aici Marea Preoteasă, dragii mei, o carte interesantă care îmi vorbește despre modul în care tu devii mai conștient în această perioadă, mai conștientă de rolul tău în această lume, după cum am spus și pe parcursul etalării, dar și de puterile tale extraordinare de a crea, de a manifesta, da? Și iată că conștiința ta ridicându-se spre nivelurile mult mai subtile ale existenței, da? Spre nivelurile acestea mai înalte, spre conștiința colectivă, dar și spre conștiința divinității, da? Pur și simplu vei avea acces la marile adevăruri ale acestei vieți, da? Și printre aceste adevăruri se află adevărul pentru care tu trebuie să fii recunoscător sau recunoscătoare pentru tot ceea ce ai în aceste momente, da? Pentru această relație extraordinară pe care o manifesti și care, iată, te scoate din orice situație și te face să te simți într-un mare fel, da? Adică are rolul această persoană din viața ta, are rolul să te ridice, are rolul să te, exact cum spuneam și la începutul etalării, are rolul să te facă să devii cea mai bună variantă a ta, da? Adică exact acel rol pe care este menit sau menită acea persoană de lângă noi, sufletul pereche, da, să-l aibă. Da, și iată că îngerașii romantici îți spun să faci efortul pe care ești menit sau menită să-l faci în această perioadă, da, pentru că o mare dragoste merită să faci pașii pe care ești ghidat sau ghidată să-i faci. Da, așadar, dacă crezi că ai făcut prea multe pentru această relație sau dacă crezi că efortul tău este prea mare, să știi că niciodată nu este suficient. Iată că acest mare efort pe care tu l-ai făcut și pe care îl faci în prezent pentru această conexiune îți va fi răsplătit din plin și te va răsplăti prin marea împlinire pe care o vei simți. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!